Bun, putem să începem să facem o probă pentru modelul următor, modelul cu trifoi, cu patru foi. Fiecare petală a acestui trifoi cu patru foi fiind bazată pe același modul de bază pătrat cu latura de 5 puncte de lucru din care am eliminat colțurile pentru a-i da un aspect ușor rotunjit. Bordurile din altiță le-am făcut deja cu lână în nuanța de verde. Distanțele sunt fix aceleași ca și la varianta cu mure, diferă doar combinațiile de culori și felul în care am jonglat cu acest modul plecând de la bază pătrat. Avem această frunză de trifoi cu patru foi. Modelul în total are 16 puncte de lucru pe înălțime. Distanța între cele două borduri este de 18 puncte. Ca și data trecută, ne numărăm mai ușor față de bordura de sus. Numărăm 3 cupluri, 3 pași de lucru, pentru că urmează, ca de obicei, să plecăm din colțul din dreapta jos și facem diagonala stânga sus. Lucrăm cu firul de mătase dublat și facem jumătăți de cruciță, deci diagonale simple. Avem un singur modul la partea de sus, așa că o să ne oprim după 3 diagonale și o să coborâm la rândul următor. Mai jos avem 5 jumătăți. Avem, de fapt, 3 rânduri unde avem 5 puncte de lucru. Nu strângem firul foarte tare ca să putem trece pe dedesubt dacă vrem să închidem cu butuci, nu vrem să păstrăm aceste jumătăți simple așa cum sunt. Deja avem rândul al doilea făcut, coborăm la al treilea. Pe dos avem numai linii drepte. Când se încurcă ața, revenim și o eliberăm puțin și o tragem din nou, îi dăm o nouă șansă sau o controlăm ușor cu degetul mare de la mâna stângă. Ei, în momentul în care ne apropiem de marginea de jos, vedem că e locul în care se întâlnește cu frunzele celelalte. Da? Sau putem să alegem să facem petala de sus și de jos, urmând apoi să facem stânga-dreapta, ținând cont că la acest model avem și niște frunze laterale și ne gândim traseul dinainte, dacă dintr-o petală laterală ne va fi mai ușor să coborâm la frunză, ca să o avem aliniată. Hai să zicem că mergem în jos, ne-am decis că vom merge așa cum am început, mereu de sus în jos și vom veni apoi cu lateralele. Avem 3 puncte libere, dar avem și un miez aici, avem un mijloc al florii, așa că facem mijlocul și avem 1, 2, 3 spații libere. Coborâm pentru petala de jos. Dacă nu ne place și vedem că firul s-a răsucit, ne oprim puțin și îl dezrăsucim, rotind în direcția opusă.
Important este să nu vă grăbiți, să nu vă stresați, nu aveți motive de stres. Orice se face, se poate și desface în caz că ați greșit. Treceți coacul înapoi. Asta în cazul în care aveți firul dublat, pentru că dacă veți greși atunci când veți avea un singur fir, atunci scoateți firul din ac și pur și simplu desfaceți ușor pas cu pas. Important este că dacă nu vă grăbiți și numărați corect, nici nu greșiți și nici nu aveți nevoie să desfaceți sau să tăiați. Ne apropiem de încheiere, da? Terminăm și cea de-a doua petală. Hai să vedem unde avem frunzele, dacă nu cumva ne mai folosim de acest fir care ne-a rămas pentru a continua pentru a-l folosi la maxim, la partea de jos, pentru frunze. Frunza este tangentă la marginea din dreapta, deci iată că am ieșit puțin greșit, nu nimic. E foarte bine că am ieșit greșit. Pot să vă arăt că străpungem cu acul înapoi pe unde am intrat. Și ieșim pe unde este corect. Important este că am depistat greșeala la timp. N-am apucat să descoasem foarte mult. Frunza are baza din 4 pași. Frunza are baza din 4 pași. O să vă întrebați de ce am schimbat orientarea firului, pentru că având frunzele simetrice, aș vrea ca jumătățile să fie orientate frumos, simetric, față de axul de simetrie, jumătate așa și jumătate așa, doar în cazul frunzelor. Nu vreau să fac asta și în cazul petalelor. Și iată că un fir de mătase ne-a fost suficient pentru a face practic jumătate, fix jumătate de model. Pentru că avem două petale și o frunză. Vom trece cu firul de dedesubt să-l încheiem și revenim pentru celelalte două petale. Pentru ce ne-a mai rămas, începem cu frunza, ca să scăpăm de o grijă. Păstrăm orientarea inițială a firului. Facem cele 4 puncte pentru bază. Urcăm. Acum trebuie să trecem la petala din stânga, pentru care avem o trecere un pic mai mare pe dos, dar se întâmplă câteodată și așa ceva e firesc.
Aici de ce fac petalele separat, tot așa pentru că nu mai merg pe orizontal, așa cum am mers la mură, pentru că distanța este destul de mare și prefer să fac această traversare o singură dată. Observ că la traversare ajută mai bine să plec din dreapta, așa că vin și finalizez aici. Închid și mijlocul, să scap și de el. Mai dezrăsucesc din când în când. Na, s-a încurcat. Trag coacul și așez din nou firul. Pot observați că sunt pe punctul de a finaliza cel de-al doilea, de a termina cel de-al doilea fir de mătase și observăm că deși acest model are 4 petale, am avut și frunze și am avut și treceri mai mari, dar în mare consumul de material este același. Am folosit deci 2 fire de mătase, am lucrat cu firul dublat. Și folosim al treilea fir pentru a face liniuțele mai delicate din model, dar corpul modelului este deja format. Pe spate, asta este ce avem pe spate, liniuțe paralele și vom trece cu firul dus întors ca să ne asigurăm că nu mai iese. Și revenim pentru partea de finețe a modelului cu firul simplu. Din colțul frunzei plecăm cu firul de mătase simplu pe verticală, făcând tot așa o scăriță pe care am zis că fiind la început o faceți combinat orizontale cu verticale și decid să mă opresc cu ea în dreptul părții de jos a frunzei. Rotim ca să ne vină mai la îndemână. Finalizăm acum tot ce ține de partea din stânga, să nu fim nevoite să ne întoarcem. Nu trebuie să ne facem griji. Putem să grăbim puțin.
avem firul de mătase simplu, putem să mergem cu el mai repede. Pânza este rigidă și susține firul. Da? Și acum venim cu ultima rămurică, cea care ajunge pe mijlocul modelului până la partea de jos. Și cu ocazia asta ne luăm la revedere de la jumătate de model. În timpul lucrului puteți răsuci bucata de pânză oricum vă vine la îndemână, fiind la început. Trebuie să vă învățați, până vă învățați mâna să lucreze în direcții diferite. Cu timpul veți observa că în momentul în care nu mișcați bucata de pânză și trebuie să mergeți în direcții diferite cu modelul, acesta este ușor diferit în funcție de unghiul sub care trageți de fir. Acum ne mutăm pe partea cealaltă. Știm deja că avem de mers cu scărița până unde? Până al doilea rând din frunză, ca să avem simetrie. Astfel de modele nici nu au nevoie să fie la un moment dat desenate, pentru că odată ce aveți modulul de bază și jonglați cu el, veți vedea că din instinct vrând să umpleți locurile sau să adăugați echilibru aici colo, creați rămurele, modele. Deci am ajuns la același nivel cu rămurica, în momentul să coborăm cu pentru cealaltă scăriță, cea care trebuie să ajungă în colțul frunzei. Avem puțin și finalizăm și cu firul rămas vedem dacă reușim să închidem butuci pentru floare. Posibil să vrem, cel puțin așa, îmi doresc frunzele să nu le completez cu diagonală pentru a le transforma în butuci, pentru că îmi place orientarea asta stânga-dreapta. Însă, pentru a rotunji petalele, e posibil să vrem să ne folosim de firul pe care îl avem deja în ac, pentru a transforma jumătățile astea în butuci. Unde este cel mai aproape de mine? Parcă îmi convine să o iau din extremitatea asta. Urc pe dedesubt, pe sub aceste jumătăți. Străpung și merg la următoarea pentru această linie. Trec cu acul în jos. Mă asigur că am trecut pe sub toate, controlez tensiunea cu degetul mare de la mâna stângă, mă mut la următoarea și tot așa până finalizez de transformat în butuci jumătățile de cruciță.
Am terminat de transformat jumătățile de crucițe în butuci pentru petale. Mi-a mai rămas puțin de fir, nu prea mult, însă decât să-l tai și să-l arunc, prefer să-l folosesc, iată, pentru a lega floarea de aceste frunzulițe. Da. Și acum pot să întorc pe dos să finalizez și putem trece la structura din altiță. Deci, în mod normal, aș folosi același fir, adică nu l-aș tăia. L-aș folosi în continuare. Puteți deja să scăpați de el. Este cel de-al treilea fir folosit pentru un modul, fix ca și la modelul cu mure. Cu firul de mătase simplu, începem să facem scărițe în acest nivel. Mare majoritatea modelelor sunt compuse din puncturi și scărițe și sunt câteva variante. Se pot combina. Puteți găsi probabil și prin albumul Colvenhire astfel de variante. Poate acolo sunt mai complexe, pentru că v-am spus. Sunt și mai înalte. Am folosit distanța de 6, suficientă pentru noi, suficientă pentru scara la care iese modelul pe pânza aceasta, unde avem 6 puncte de lucru pe centimetru. După ce spălăm și după ce intră la apă, pentru că acum vedeți și voi că este puțin mai mult. Deci avem două scărițe paralele, zicem că sunt două scări rulante, una urcă, una coboară, ca la mol. După care avem o jumătate de frunzuliță. Ea este pusă aici de efectiv de umplutură, pentru că urmează o figură centrală lângă ea, însă în colțurile din dreapta, jos și stânga sus, este nevoie de un model de umplutură. Este vorba de un pătrat cu raze, nu știu cum să le numesc altfel. Alternăm orizontale cu verticale. Poate e momentul să facem și figura din colțul de stânga sus, ca să scăpăm de ea, să nu fim nevoite să ne întoarcem special pentru ea. După ce veți căpăta mai multă experiență, veți găsi trasee poate mai fericite, dar prima dată când coși un model, merge așa, nu e tocmai drumul știut, traseul pe
care îl parcurgi cu acul și pe măsură ce lucrezi îți găsești trasee să-ți fie și la îndemână, să-ți salveze și ața și tocmai când ai ajuns la traseu optim, se termină cămașa, cam de obicei așa se întâmplă. Întoarcem pânza să ne fie comod să mișcăm acul, astfel câștigăm timp de lucru, pentru că știm că nimerim ușor în locul unde trebuie să străpungem la pasul următor. Și am terminat al doilea cuplu de scărulante și facem iarăși figura de umplutură. Am hotărât că trecem și la vedeți că deja am schimbat traseul pentru că a început să mi se pară ușor alt traseu. Probabil veți face așa și voi, dacă aveți chef să experimentați, să nu vă plictisiți, să nu devină deci firul de mătase folosit în 1, pânză de plin, te așează pentru puncturi absolut minunat. Chiar și începătoare și oricine lucrează pentru prima dată are siguranță de plină pentru că această pânză este consistentă. Ce am zis că înainte de spălare stă destul de rigidă, vedeți, faldul ăsta s-a păstrat, pânza s-a umezit puțin în mână și s-a mai înmuiat, însă e destul de rigidă. Nu este apretată cu apret, pentru că nu se poate așa ceva, deci apretul ar intra și ar astupa găurelele. Este altă... Uite că am greșit, uite! Deci iată cum descoperiți o greșeală și cum putem să o remediem, pentru că nu am ajuns la două căsuțe diferență. Verificați mereu, eu am ajuns deja departe, fără să văd greșeala. Vă verificați mereu dacă aveți distanțele potrivite între figuri. Puteți să desfaceți, dacă vă e teamă să nu stricați firul, să încercați să desfaceți cu urechea acului. Și e mai greu, mie mi se pare mai bine cu vârful. Sunt persoane care preferă să desfacă cu urechea. Ia uite cât avem de desfăcut tot traseul. Nu-i nimic. E chiar foarte bine că am greșit acum. Pentru că o să vedem cum pe bușbuite găsim traseul.
Așa. Și vom vedea cu ocazia asta că folosim fix același fir de mătase. Deci greșeala este că nu lăsasem aici grosime pentru căsuță. A rămas puțin pufușor din fir pe pânză, însă el o să se ducă imediat. Mergem înapoi cu scara rulantă în sus. Dacă vă plictisiți, mai schimbați unghiul sub care țineți pânza ca să mai faceți mișcări cu acul în direcții diferite spre voi. Cu ocazia asta, descoperiți ce anume vă avantajează mai mult. Vă spun așa, când firul este mai scurt, vă avantajează să veniți dinspre exterior către voi. Da? Asta este viteza cea mai mare pe care o prind eu cel puțin când lucrez cu fire mai scurte, dinspre exterior către mine. Hai, și avem și ultima diagonală cu figură, cu jumătate de figură de umplutură, pătrat cu raze, ca să terminăm și cel de-al patrulea fir. Când veți mai căpăta experiență, v-am mai spus, veți face întâi liniuțele ca în tutorial, veți face întâi liniuțele orizontale și apoi veți reveni cu cele verticale. Condiția este ca să repetați modelul de câteva ori, să nu vă pierdeți, să uniți ceva greșit. Când aveți un model mai complex și aveți numai liniuțe orizontale și verticale, e posibil să nu vă mai amintiți ce cu ce să uniți. Așa. Ultima rază de la pătrat, închidem latura pătratului și pornim ultima scară. Nu o mai ducem până sus de data asta, ne prefacem că avem aici marginea laterală a altiței, așa că oprim și modelul. Venim totuși cu scara de jos. Da? Și ne oprim pe
ultima linie cu suta, ca să ajungem apoi pe dosul lucrului. Să trecem cu firul prin tunel pentru a-l fixa fără nod. Pentru umplerea bordurilor celor mici, folosim acum o altă tehnică specifică zonei, realizată prin cusătură la fir, alternând nuanțele, astfel încât să obținem un efect ca de diamant fațetat, să spunem. Folosim două nuanțe apropiate de roz sau de roșu. Folosim pas de lucru de două fire pe orizontală. Da? Și atenție că nu începem imediat sub șinătău. Lăsăm un fir distanță, numărăm 4 fire de pânză, deci 2 cupluri, și coborâm un fir mai jos, 2 fire sub locul de unde am plecat, tot așa 4 pe orizontală, un fir mai jos, translatăm liniuța asta. Am făcut un triunghi. Acum vom veni în completare cu cealaltă nuanță, formând triunghiul cu baza jos. Acum baza mare a triunghiului, baza, el e un triunghi isoscel, are două laturi egale, baza lui este la partea de sus, pe orizontală, normal. Acum vom lăsa loc pentru vârful triunghiului celuilalt și vom pleca iarăși să facem primii pași pentru, iată, prima orizontală, a doua translatată, a treia orizontală care cumva definește vârful triunghiului. Lăsăm 4 fire libere pentru vârful triunghiului celuilalt. Iar avem 4 fire pe orizontală, coborâm mai jos. Și tot așa până ce terminăm cu prima nuanță. Aproape am terminat de umplut și triunghiurile cu nuanța mai închisă de roz, roșu, vișiniu, da, din gama aceasta, în contrast de culori complementare cu nuanțele dominante. Vom vedea că sunt nuanțe ce s-au folosit cu precădere în zona Bucovinei, în zona de munte, nuanțe de vișiniu.
uneori combinate cu negru și cu accente de galben, alteori cu nuanțe de maroniu, cafeniu, verzui, atunci când vorbim de cămășile mai vechi, unde femeile încă și colorau singure firele de lână. Ca și la orice mâncare specifică zonei, avem nevoie de ingrediente specifice zonei ca să dăm acel aer pe care îl căutăm, ca să nu arate artizanat cu sut pe pânză topită. Avem nevoie de o pânză de in, avem nevoie de lână, avem nevoie de firul gras, vedeți că trec cu greutate. Pentru un aspect general plin, bogat și colorat, multicolor. Deci sunt mai multe nuanțe folosite, puține cămăși avem să fie monocrome. Am finalizat cele două modele. Sper să vă placă. E important să rețineți că în pliantul ce va fi inclus în set vor fi redate ambele modele, astfel încât chiar dacă alegeți combinația bazată pe mov și roșu, veți putea face modelul cu trifoi pur și simplu folosind mătasea mov pentru floare. Astfel puteți obține combinația voastră sau varianta voastră. Tot așa bine, alegând setul cu nuanțe de verde, aveți în pliant inclus și modelul cu mure și puteți folosi mătasea în degradeuri de verde pentru această frunză, pe care o numiți frunză și nu mai numiți mură. Deci aveți cumva libertate de a alege modelul. Important este să alegeți o combinație de nuanțe care să vă placă, după care, dacă doriți să evadați puțin din cotidian, încercați eventual să schimbați bordurile altițelor, încercați să păstrați însă modelul de bază, pentru că estimarea de fire necesare este făcută pe ceea ce am lucrat acum și ați văzut și voi, pentru fiecare izvod, inclusiv cu tot cu structura de jos din bordură, am folosit 4 fire de mătase. Asta înseamnă că dacă am vreo 6 repetări pe fiecare rând de altiță, 6x4, 24 de fire de mătase pentru un rând de altiță. Dacă avem 2 rânduri, ajungem la 48 de fire de mătase pentru fiecare altiță. În total rotunjim și spunem că vor fi 100 de fire de mătase pentru ambele altițe și dacă setul va conține 130 de fire, adică 12,5 grame, deci veți avea 30 de fire de mătase în plus, pe care le veți folosi 4 dintre ele probabil pentru probe. Eu sper să nu aveți nevoie de mai mult. Restul le puteți folosi la guleraș, la pui de pe piept. Oricum, nu ajung pentru a face 3 rânduri de model în altițe, așa că e bine să știți de la început să nu vă faceți planuri de a îmbogăți mai mult decât este nevoie. Am revenit pentru modelul de subaltiță pe care îl coasem cu fir de lână. Nu este vorba de încres funcțional, deci avem un model format din liniuțe orizontale pe față și verticale pe spate, ca să se așeze bine cele de pe față, să nu arate gâtuite. Avem un model foarte simplu. Pornim. În mod normal, voi veți scoase acest model începând cu partea de sus a bucății
separată de pânză, care este mâneca, aici, pentru că suntem pe bucata de probe, pur și simplu îl vom alătura și vom face 4 pași care arată linii orizontale pe față, pentru că la fiecare pas eu cobor 2 fire, deci un cuplu de fire sub locul de unde am plecat. Modelul indică pe centru o lipsă de 2 spații libere. Deci am un salt până la următorul loc plin. Tot așa vă ajută să vă desenați modelul pe foaie de matematică pentru a-l înțelege mai ușor. Avem alte 4 spații pline, iar avem 2 pauză. Da? Asta și asta rămân pauză. Și mai avem 4 liniuțe pentru partea de jos, după care ne vom translata la următoarea coloană spre stânga, să spunem. Unde acest calup de 4 liniuțe orizontale se înalță puțin. De ce? Pentru că ușor, ușor, el formează segmente din ceea ce urmează a fi un romb. Avem cele 2 spații libere, deci nu ies nici aici, nu ies nici aici. Este aici unde am doar 2 liniuțe, pentru că se apropie am 2 spații și libere și merg să fac iarăși cele 4 liniuțe orizontale. Mă mut spre stânga. Am 2 cupluri, adică 4 fire, pasul pe orizontală. Cele 4 liniuțe paralele. Aici e clar că am nevoie de 2 spații libere, după care voi ajunge la celelalte 2 spații libere care trebuie lăsate de jos. Deci e clar că aici trebuie lăsat alb complet până la calupul de 4 liniuțe de la partea de jos. Așa, acum următorul rând începe deja să aibă o liniuță la partea de jos, își păstrează cele 2 spații. Și acum avem o verticală continuă. Se apropie momentul să schimbăm și ața. Ce vom face imediat ce terminăm această verticală, pentru că cel puțin mie nu-mi place să schimb ața când sunt în mijlocul modelului. O trecem dus, o trecem întors. Dacă ne e frică, o mai trecem o dată dus și scăpăm de ea. Vom relua de sus, de lângă această liniuță singură, cu următoarea coloană care are
creștere, deci am două. Aici am aceleași două spații libere. Aici iarăși mă pregătesc de o înșiruire mai mare de liniuțe. Vedeți, modelul se bazează pe creștere și descreștere și acolo unde am crescut prea mult sau am scăzut prea mult, se schimbă ritmul. În pasul următor avem trei liniuțe la partea de jos. Avem apoi aceleași două spații albe. Apoi ne apropiem de vârful acestui romb. Normal că avem mai puține verticale, că trebuie să se îngusteze. Deja e clar că am nevoie de patru liniuțe aici, am nevoie de două spații libere. Se ascute aici vârful. Aici ajungem, asta este maxim, pentru că după aia nu putem mai avea mai puțin de două puncte aici. Deci maxim pe verticalele aceste triunghiuri vom avea 5 puncte. În felul acesta am terminat jumătate de model. Trecem pe spate și întorc după ce finalizez.